Bună ziua! Eu sunt Emma Patrici și vă invit să exersați scrierea cuvintelor care conțin literele U din I sau U din A. Ascultați cu atenție textul următor. În acest text veți auzi cuvinte care conțin sunetul U la început, la mijloc sau la sfârșit. Pârvu e un înnotător foarte bun. Se teme însă că nu poate doborâ recordul de viteză. Se antrenează cu hotărâre. Luna viitoare se va înscrie în echipa României. În limba română, sunetul î este redat cu ajutorul a două litere, î din i sau î din a. Dacă sunetul î se află la începutul sau la sfârșitul cuvântului, folosim în scris litera î din i. Ca în cuvintele, în notător, însă, doborâ, scrie în. Dacă sunetul î se aude în interiorul cuvântului, folosim în scris litera î din a, ca în cuvintele pârvu, hotărâre, României. Atenție! Dacă trebuie să scrieți cuvinte precum reîntors, neîncetat, neînsemnat, deși sunetul î se află în interiorul acestora, veți folosi litera î din i. Explicația este următoarea. Aceste cuvinte s-au format prin adăugarea unei silabe în fața unui cuvânt care începe cu sunetul î. De exemplu, întors, reîntors încetat, neîncetat, însemnat, neînsemnat. Să vedem dacă ați înțeles. Împărțiți pagina caietului în două coloane. Scrieți în partea stângă litera I din I, iar în partea dreaptă litera I din A. Vă voi spune câteva cuvinte. Scrieți cuvintele auzite în coloana potrivită, în funcție de litera pe care o folosiți când scrieți cuvântul. Puteți opri filmul după fiecare cuvânt pentru a scrie, apoi îl puteți reporni pentru a vă verifica. Scrieți următoarele cuvinte: Câine: Pâine. A coborâ. A izvorâ. Înnotător. Gâză. Înghețată. Împărat. Râmă. Verificați dacă ați scris corect toate cuvintele. Pe data viitoare.